Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Celebrul actor Halil İbrahim a fost frecvent pe ordinea de zi în ultima vreme. Halil İbrahim continuă să atragă atenția cu postările sale pe conturile sale de socializare. O declarație pe care a făcut-o recent și-a încântat fanii și adepții. Halil İbrahim, este timpul să spui adevărul. El a transmis un mesaj intrigant. Deci, ce a vrut să spună celebrul actor? Halil İbrahim a devenit în scurt timp un nume care a atras atenția unor mase mari. Actorul, care și-a făcut un nume prin performanțele de succes ale carierei sale, a atras atenția fanilor săi, mai ales prin postările impresionante pe care le-a făcut recent pe conturile sale de socializare. Cu toate acestea, cu cea mai recentă publicație, Halil İbrahim și-a mobilizat nu numai fanii, ci și lumea presei și a revistelor. Celebrul actor a spus, este timpul să spunem adevărul. Mesajul lui misterios a stârnit multe speculații. În timp ce adepții săi se întrebau ce înseamnă Halil İbrahim cu acest mesaj, revista Mundo a început să investigheze adevărul din spatele acestei declarații. Este curios dacă Halil İbrahim vrea să atragă atenția asupra unui proiect cu acest mesaj sau dacă are de gând să dezvăluie vreun secret despre viața sa privată. Se știe că actorul atrage adesea atenția cu astfel de mesaje misterioase. Cu toate acestea, conținutul și accentuarea mesajului au generat de această dată mai multă curiozitate în adepții săi și în lumea revistei. Faptul că Halil İbrahim nu a făcut o declarație clară cu privire la mesajul în cauză a făcut ca speculațiile să crească și mai mult. Ei bine, este timpul să spunem adevărul de Halil İbrahim. Ceea ce vrea să spună prin asta rămâne un mister. După acest mesaj misterios, declarațiile și publicațiile pe care Halil İbrahim le va face în zilele următoare sunt așteptate cu mare curiozitate. Se pare că ceea ce înseamnă celebrul actor și care este adevărul din spatele acestui mesaj va deveni clar cu timpul. Fanii și lumea revistelor așteaptă cu nerăbdare mișcările viitoare ale lui Halil İbrahim. Pascali.